Salutare, toată lumea, și bine v-am găsit la ceva mai special. De data asta o să facem un street race cu un Opel. Da, cu un Opel tunat. Nu la maxim, pentru că n-am vrut să-i pun un motor foarte mare. Doar o mașină de raliu. Deci, noi cu mașina de raliu o să ne batem cu Bugatti Veyron, Viper, Aventador, GT Spano, Ferrari 458, Italia CS, Centenario. Voi vă dați seama ce e aici. Și uite și un Opel Manta. Ah, hai că chiar sunt. Stai, ce? Nu contează. Hai, o să vedem ce pot să fac. Pe bune. What the fuck, man? Am vrut și eu să trec, că eu am launch-ul la 10 și am făcut un rahat. Oh, greșeala mea, greșeala mea, greșeala mea. Da, bro, credem că trebuie să mergem în față. Deci o să mă bag pe dreapta. A luat-o Veyron în față, așa faci, nu? Hai, mă! Hai, de fapt, stai că am rewind. Pun frână mai din timp. Mai mă. Mai mă. Ce era mai mă? Grea asta. Sper că nu l-am ratat. Pe bune. Trebuie să mă uit și pe hartă. Bine, e grea cursa și vă dați seama că... Aici Veyron nu are avantaj că are viteză. Sau nu? O, teren accidentat, aici îl rup. Ce să-mi facă mie cu teren accidentat, că eu am mașină de rally. Bine, dacă faci greșelile astea proaste ca mine... Ce-s cu frânele? Mergi, mă, ca lumea. Pe bune, la dreapta. Deci fac un street race cu un Opel, vă vine să credeți. Oh God. Nu de aici. Așa, de aici. Oh my God. O să zic oh my God de o grămadă de ori, pentru că... Pune frână, bag într-a doua și dă-i. Nu, rata. Ce punctul? Mă, dar ce atacă Bugatti-ul ăla.
Nu, nu, nu! Este, bă! Rect! I-am dat rect! Du-te, naibii! Watch replay! Aici, la urmă. Ok. Stai, exit. Adică să bați un Opel cu un Bugatti e umilință totală, sincer. Continuă. Și era și un centenariu pe acolo. Dar da. I'm marking the rumored location of the next midnight battle on your map so you can stay well clear of that area. Well clear, boss. Yeah? Do we understand each other? Mhm. Nu, nu prea cred. Încă două curse de stradă ca să intru în cursa aia mare. Hai să mai facem una. Tot cu Opelul. Uitați-vă și voi cum accelerează. Oh, sau nu? In 400 meters, turn right. Și Bugatti-ul ăla care m-am întrebat. Turn right. In 100 meters, turn left. You have arrived at your destination. Hai că dacă o fac și pe asta. Oh my god. Mă întreb cu Ferrari F12 TDF, cu Zonda Roadster și cu Ford GT. Îmi zice să dau și mai greu. Pare să încerc. Hai mă, hai să încerc. Dacă pierd asta e. Am rewind, am. Alea, alea. Dați-vă, bă! Am dat în dragă. Da, mai bine. N-am început bine. Aici trebuie să am mare grijă. Pentru că a mea nu e foarte bună în curve. Trebuie să o bagi în drift pe teren accidentat. Ia uite și pe asta, bă! Tătăiță.
Nu, mai bine dau restart. Ca să încep cu al meu. Hai, mă. Dați-vă o parte, vă rog. Hai să vă dați-vă o parte. Nu știam că e curbă acolo. Hai, du-te, n-ai miște ceva. O să dau rewind de acolo de unde am greșit. De aici. Am făcut bine iar. Deci trec de BMW. Pun frână, schimb într-a doua. E bune. E bune. Era să... A, nu l-am ratat. Pe bune, pe bune, frate! Dă-o naibii! Seriously, acum. Trebuie să nu mai forțez. Că și așa intră pe fraie. Sau nu? Rewind! Rewind for Christ! De ce nu merge rewind? What? Finish încolo. Hai, dar nu vreau să dau restart. De ce nu merge să dau rewind? Du-te, n-ai, dau restart. Îmi pare rău. Pentru cei care vă enervează când dau restart, dar știu că mașina asta poate. Hai, mă. Hai, mă. Da, dați-vă-n spanac. Încă vă iau. Eu v-am zis. Dacă n-ar fi mașina aia în cale, să mă enerveze pe mine. C
Ce-ai făcut Bugatti? Ai ieșit pe carosabil? Aici iar greșesc pentru că eu accelerez de fiecare dată când ies din curbă și nu e corect. Trebuie să mă ieși pe hartă. Cam așa. Bă, deci asta are ceva cu mine, mașina asta. În sensul bun că știe că poate, dar mă face pe mine să mă enervez. Dai pe... Doamne! Nu iar greșeala asta, nu iar. Are handling-ul lău sau de ce n-ai bă face așa? Uite, uitați-vă și voi. Totuși iau Bugatti-ul la viteză, puii mei. Hai mă băiți, mă. Locul 3! Locul 3! Du-te, deci nu te cred, mă, nu te cred, care erau șansele ca aia.